Bine ați venit în cartierul Electrolizei! O zi plină și aglomerată pentru clasa muncitoare! Frățică se deplasează prin traficul infernal în mirificul lui Trabant, pe care îl are el personal pe persoană fizică. Doar că se pare că nu mai are benzină. Ce? Hai mă! Nu se poate! Dumnezeu! Răzniler! Ce faci, domnule? Ce-ți trebuie, bă? Grajdurile-s mai încolo, bă! Și spitalul-i pe colț! Vrei să-i faci o vizită? Du-te, mă, jos cu cochețul ăla, bă! Du-te la gară! Vezi că te-o mănâncă porcii, domnule! Vezi că te mâncă betișingul, bă, papagalule! Tic ăștia! Vai, ce zi proastă pentru frățică! Se pare că s-a trezit cu fața la cerșaf. Trăzni-o-ar mașină, că grea poate fi! Ce? Uai! Uai, nu, bă! De ce? Pai! Bă, cum îs eu așa de prost să nu am eu bani la mine? Ai, dobitoc, ești frățică! Na, ce mă fac eu? Aha! Hai, coptile, răspunde! Da! Coptile, am nevoie de ajutor! Nu, dar ce? V-a fătat vaca! Bă, comediantule! Îmi trebuie alocația ta împrumut până acasă! Dar la ce vă trebuie? Băi, dar nu te pune tu întrebări, măi, gură bogată! Treci încoace cu banii, că tate le sparg! Unde? Ce unde? La Peco, bă! Am rămas fără benzină! De când v-am zis eu să scăpați de putrăgaiul ăla de Trabant? Băi, poate vrei să mă scap cu o pedală în capul tău? Treci încoace! Bine, vin! Am venit! Perfect! Dă banii! Este o problemă! Ce problemă? Să vedeți! Venind în coace, mi-am găsit O ce? O pijama cu Batman! Ce? Uitați, am prins-o la super ofertă! O fost musai să o iau! Ioi, mă, troglodgitule! Și nu ți-a rămas nimic? Ba, mi-a dat rest! Dă-l în coace! Mă, 50 de bani? Deci nu! Băi, nu te pedepsesc ca cică ce vede lumea! Și mă fac de rușine! Dar discutam noi acasă! Bine! Șez aici, că mă duc să văd dacă îmi dă măcar un picuri de bani ăștia! Să rămână! Bună! Nu știu cum să vă spun că mi-e rușine! Nu prea am rămas... Cu Trabantul, știu. Așa, fiți amabilă, cât costă un picur de benzină? Un picur nu costă nimic. Serios? Aha. Ce bine! Auziți, atunci picurați-mi aici 2 litri să ajung până acasă. Data aviatoare!